începem ședințele de astăzi, 30 octombrie, cu ordinea de zi pe care, despre care fiecare a fost informat. Și dăm cuvântul domnului președinte de ședință să... Domn președinte, domn primar, uitați-vă în țihală. Eu nu pot să stea pe... Dar nu-i bine așa. Daniel. Daniel. Astăzi, 30 octombrie 2018, avem 5 ordine de zile. Să pun la vot. Cine este pentru? Proiect numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Da. După cum am mai discutat și în cadrul altor ședințe, este vorba de o sumă pe care trebuie să o aprobăm. În ceea ce privește evenimentul care marchează centenarul României, eveniment care se va desfășura pe data de 8 noiembrie, la ora 11, în centrul comunei Sanuzeu, la Monumentul Eroilor. Motiv pe care, pe această cale, vă invit pe dumneavoastră, pe toți consilierii, toate cunoștințele, toți prietenii, fiind o zi de sărbătoare, fiind o sărbătoare pentru comuna noastră. Și o să dau citire raportul făcut privind rectificarea de buget, întocmit de către doamna Mirela Rău. Probabil că la ședințele comisiei ați citit despre materialele, componente acestui proiect. Semnatul Sava Constantin, în calitate de primar al Comunei Hemiuș, având în vedere raportul doamnei Rău Mirela, consilier superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului, responsabil al compartimentului financiar contabil, având în vedere raportul 9485 din 12-10-2018 într-o mită de către compartimentul de specialitate pentru organizarea evenimentului Centrul Marii Uniri, Centenarul Marii Uniri și Centenarul Primului Război Mondial, solicit Consiliul Local să aprobe modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2018 cu suma de 15.000 lei, sumă estimată ca fiind necesară pentru achiziționarea de coroane, flori și alte materiale care se vor folosi cu această ocazie. Steculețe, concarde, beneri, pânze și alte materiale necesare desfășurării acestui eveniment. Cred că ați văzut marea majoritate să citiți cum se desfășoară programul și tot domnul... Da, este bine, ne gândim la marea sărbătoare, acestea sunt niște activități premergătoare, toată țara este în priză, cum s-ar spune, pentru a sărbători aceste evenimente. Vom participa cu toți ce suntem solicitați, chiar dacă nu se sărbători, venim cu sufletul la această sărbătoare. Dar fiindcă primul punct de pe ordinea de zi este rectificarea bugetului și nu vreau să mă duc la punctul 5 la diverse, vreau să intervin, că am fost la o ședință la Consiliul de Administrație la școală și se încadra și la rectificarea bugetului, dar eu sunt dator să aduc la cunoștință, pentru că la grădinița de la școală s-a evitat o problemă. Chiar dacă dumneavoastră cunoașteți domnul primar și ceilalți care sunt în aparatul primăriei, eu vreau să vă spun că totuși trebuie făcut această cheltuială cu centralele termice pentru încălzire la grupurile de copii. De ce spun? După părerea mea personală, de ce spun acest lucru? S-a primit și o ofertă și am notat exact totul ce este acolo.
costurile centralei termice de montare, contravaloarea, materiale și manubri pentru montare, stații de turizare și materiale de manubri montare, tot ce este acolo. 14.663. Aveți plus dreptate. TVA. Dumneavoastră ați primit. Noi n-am primit decât o adresă prin care îi solicita o sumă. Da. Eu vă cred da, dumneavoastră. Da. Eu să-mi spun punctul de vedere. Da. Am crezut că ați terminat. Nu. Așa. Și eu zic că ar încăpea această sumă, pentru că s-a greșit de prima dată. Pentru că s-a luat în calcul să încălzească toate încăperile, atât trei centrale care sunt, s-a defectat. Oferta e venită de la furgon. Mie mi se pare, la cât mă pricep eu, din punct de vedere tehnic, e scoară o sumă... Da, destul de acceptabil. Acceptabil, sigur. Da. Și mai ales că l-avem aici, și știm că intervine oricând, nu mai găsim altul, întreține tot ce ține de acest lucru. Așa e. Părerea mea, domnul primar, ar trebui, dumneavoastră o să analizați din punctul de vedere, ar trebui plâns la rectificare să alocăm și această sumă pentru că vine timpul rece. Corect. Era bine dacă se făcea. Pentru că știu că este, e adevărat, are școala o sumă de bani. Dar dacă rămâi fără nimic, totuși parcă așa este. Nu ai pe ce pune mâna. Nu ai la un moment dat pe ce pune mâna. Crezi, doamna, din ceea ce știu, deci am primit această adresă, a venit nenea Popa cu ea da. Și am spus lui domnul Popa, zic să vină un pic doamna contabilă, să punem de comun acord cifrele. Într-adevăr, nu era o problemă, adică nu cred că ar fi o problemă pentru comuna noastră 15.000 de lei aici care trebuie să dați, dar noi la investiții pe anul acesta nu aveam bani, ceea ce facem acum e pe cultură. Corect. Așa. Ce se întâmplă? Sunt două capitole diferite. Și voiam să discutăm cu doamna contabil. Din suma care o au la dispoziție și o au în cont, să rezolvi problema, cum am mai rezolvat și altă dată, între timp noi să facem demersurile. Care trebuie să făcute? Ați văzut-o pe doamna contabilă? Bine. O să o vedeți dumneavoastră. Vă promite. Eu, în afară de o adresă în care spune suma care trebuie cu TVA și fără TVA, n-am nimic. Eu o să o vedeți o puneam spre aprobare Consiliul Local, dacă aveam un deviz cumva mai atunci și de deci, altă dată și cum am făcut. Este, nu se pune problema, totdeauna a fost și există și în continuare. Dar pentru rezolvarea problemelor, cum am spus și cu costumele naționale și cu alte chestii, luați în fondul vostru, vedeți cum din ce aveți mutat de pe un capitol pe altul, noi, când ajung la noi documentele necesare, aprobăm în ședința de Consiliu, facem demersuri și deblocăm banii. Am înțeles. Mulțumesc, domnule. Deci nu se pune problema și nu se pune niciodată pentru copii acest problema. Acest lucru legat de punctul. Da. De asta n-am vrut să... Nu se pune problema. Facem o extraordinară dacă e așa de urgent și nu se poate. Dar a fost o adresă de pe o zi pe alta, că noi am stabilit în Consiliul de Administrație, să vă citez adresa, că pe data de 29 vreau să începem întrucât e vacanță să schimbăm centrala. Era bine. Asta era ideea, că era vacanță. Așa este, da. Eu nu pot să... Da. Fac de unul singur chestia asta. Da, am înțeles. Pentru că mai greu când sunt copii acolo, asta e. Mulțumesc. Alte discuze faci. Da. Referitor la banii, pe capitolii cu școala, domnul Patrick, fiind consilier și făcând parte din Consiliul de Administrație la școală, a ridicat problema unei sume pentru centrala termică. Și am spus că n-am avut niște date concrete, doi, n-aveam banii, ei aveau niște bani, pe care dacă contabila dumneavoastră venea la noi să purtăm o discuție, să-i treacă de o parte pe alta, până am înțeles, domnul primar. Dumneavoastră, dacă mai aveți altceva de... Asta am... Deci trebuie rezolvat această problemă la grădiniți cu încălzirea copiilor. Trebuie rezolvat. Da. Mi se pare... Pentru că spune că această... Deci încă o chestie în adresă, spune așa. Această centrală n-a funcționat niciodată. Cum? Da. Păi dar stăm bine de atâți ani, nu s-a sensizat nimeni. Am și asta i-a fost o chestie care e interpretată. Deci la învățământ... Am și un angajat special pentru a se ocupa de asta. La învățământ există două forme de finanțare. Nu că nu a funcționat. Cum s-a întâmplat? Una de la bugetul local, așa cum este prevăzut în bugetul inițial, pentru cheltuieli materiale, și a doua finanțare din autofinanțare, activitate proprie.
La grădinița cu program prelungit se desfășoară activitate de autofinanțare. Acolo funcționând copii preșcolari care merg la grădinița să iau bani de la părinți, să cumpără mâncarea și ce să cumpără acolo. Din analiza ultimelor situații financiare pe care le-a depus școala, am observat în contul lor de execuție o sumă de 220.000 de lei, 22.000 de lei, pe care îi tot reportează de vreo 3 ani, nefolosindu-i. Scopul administrației locale este de a cheltui banii, nu de a-i ține într-un depozit. Pentru că atunci nu se mai justifică motivația pentru care sunt acei bani. Și le recomandăm ca să își folosească banii acelea pentru a-și achiziționa cele trei centrale, dar dacă nu le ajung banii, vom căuta resurse la noi. Fiind la sfârșitul anului financiar, mai greu găsim resurse, pentru că banii deja s-au împărțit. Dacă se observă creșteri, cum prezintă de fiecare dată, atunci când vine o rectificare, dacă se observă creșteri la încasări, atunci e normal că îi redistribuim și pe cheltuieli. Sau primim sumele de la ANAF sau de unde, de la Consiliul Județean, de unde vin, cu destinații și le așezăm pe capitolul potrivit la cheltuieli. Dar în cazul de față, ei iau bani, au 220 de lei. Da, am pus și o întrebare asta și problema s-a pus când te poți lăsa, ca și acasă, când te poți lăsa chiar fără niciun ban la școală. Asta este teoria lui doamna Angelica, că așa mi-a explicat și mie, că nu se știe pe viitor ce se poate întâmpla și vine să aibă banii aia rezervă. Dar ce de când e să strică un, nu știu. Dar în buget noi am prevăzut și au 22.000 de lei, bani pe care îi reportează de 3 ani. Am înțeles. Și atunci, unde se strică? Sau zicem, să-i folosească, iar dacă se strică, domnul primar, va fi de fiecare dată înțelegere și la Consiliul Local și le-au dat bani pentru cheltuieli. Ce-au vrut, și atunci, gândim că este în interesul tuturor ca să folosească acei bani. Nu se țin acolo că nu este scopul nostru, nu se încerc. Iată, la ce am aprobat, ședința trecută. La fel a fost o discuție, dacă vă amintiți, și cu arhivarea și cu ce mai fost. De ce bani e? Cu profesorul de judo, păi noi le-am aprobat, deja aveau bani acolo și spuneau că nu se poate face achiziția din SIAF, de ce costă așa? Păi, dar sunt bani, este o hotărâre de Consiliul Local. De ce nu o respectați? Ca și cum a fost cu premiile de la sfârșitul anului. Nu mi s-a părut normal. Noi, Consiliul Local, am luat hotărâri și am dat premii pe 15 iunie, când se termina anul școlar, să se dea un premiu celor care au obținut rezultate deosebite la învățătură. Nu s-a putut da atunci, că tot la fel de niște motivi contabilicești. De organizare. Au venit să lăsați că dăm la 1 septembrie, când începe anul școlar. Bineînțeles că nu s-o dat nici în ziua când a început anul școlar, mai ales că parte din copiii care terminau din clasele terminale nu mai erau la școală. O trebuie să vină părinții pe la primărie, pe la caserie, să umple după bani. Dom'le, dar să mergeți la școală. Nu știu de ce, adică nu mi se pare normal că nu e bine, că unii sunt nemulțumiți, că dacă dăm la unii, de ce nu dăm și la alții? Dom'le, dar din motivul ăsta am dat să-i stimulăm. Din motivul ăsta am cumpărat și am achiziționat un site pentru școala de la Hemeiuș să se vadă activitățile școlare acolo. Am zis că nu toți copiii sunt premianți și olimpici. Dar să avem echipă de dansuri, să avem echipă de judo, să înființăm un club sportiv, ca părinții să-și vadă și copiilor cu ocazia unor sărbări, cu ocazia unor activități. Bă, nu-i bun, nu-i olimpic la matematică, dar uite, mi-am văzut copilul în echipa de dansuri, mi-am văzut copilul cântând pe scenă, mi-am văzut că toți am fost copii și toți ne bucurăm de copilărie. Da. Dumneavoastră a discutat treaba asta cu doamna Angelica de banii care sunt și care... Da, așa același lucru și mic, e bine să aibă acolo, să-i păstrezi, cum să știi... Păi atunci să-i păstreze doamna banii acolo și noi cu banii avem și face în altă parte. E vorba că sunt fără copii. Realitatea asta este. Dar părinții nu înțeleg chestia asta. Păi doamna Angelica cred că trebuie să pună și ea niște unor reguli pe care și noi tot la fel ne supunem. Noi dăm banii. Ordonator terțiar, când vine curtea de conturi, pe primar îl scutură. Dar la momentul ăsta, pentru că sumele au fost repartizate și împărțite... Domnul primar, dar dumneavoastră trebuie să țineți cont și de legea educației naționale. Vedeți, la capitolul cheltuieli, există acolo o precizare foarte clară din sumele alocate bugetul școlii, sunt cheltuieli curente de întreținere și alte cheltuieli care cad în sarcina ordonatorului terțiar de credite din bugetul respectiv, nu de la primărie.
Așa scrie în lege. Era o problemă de rece, de iarnă, era vacanță, de asta am pus problemă. Asta era ideea. Așa era ideea. Dacă domnul se potrăște și nu s-a folosesc acei bănuți. Eu, uite, dar eu n-am spus, n-am spus o tendențioasă că vreți dumneavoastră. Să reducem de undeva ca ei să fie relocat. Ideea era de moment. Asta... Pe am așteptat, doamnă. Am așteptat a doua zi să vină până la mine, discutăm, doar nu eram, nu eram peste lume. Deci, nu mai trebuie nici verificare de bani, iau bani. Și problema cu premierea elevilor. Mi se pare ce mai ieșit din... Deci ce să poți tu copilul la casierii, mama sau pe tata, când tu te-ai lângă seară sau unii s-au făcut premierea, putea să stea casierul școlii, să semneze... Noi nu facem organizare și nu învățăm, nu dăm lecții de organizare unei instituții care este o instituție independentă, din punctul unora. Mai dăm câteva. Da, dar atâta timp cât banii se folosesc din bugetul primăriei și pentru așa, putem ceri cont. Păi a fost o hotărâre de consiliu, nu da primarul, păi, poporul primar. Păi dar nu, că nu aduceți dumneavoastră de acasă, mai dacă ați vrea... Nu trebuie să se dea în cadrul festiv. Păi nu e așa. Păi asta era ideea, să-i stimulăm, să-i bucurăm. Și s-au stabilit niște criterii acolo, probabil, ce nu stimulează. Nu primăria știa că are locul 1, locul 2, ce aveam așa de mulți copii încât nu puteam să... Noi știam la începutul lui iunie să știau premianții. Pentru că atunci când dau probleme, vin și bineînțeles că cer de la primărie și bine fac. Dar și ei la rândul lor să-și achite. Eu n-am nimic împotrivă, doamne, ferește, sunt copiii noștri, dar vedeți, înseamnă lipsa de comunicare, ca într-o familie. De la oraș de ce se poate face la timp? Poftim și oraș de oraș. Tu de ce ții banii? Da, am găsit înțelegeri și cu domnul Laslău și vorba aia, era om cu experiență, nu era domnul Laslău să-l întoarce așa cum vrei. O venit cu doamna contabilă la aici, exact în sala asta am stat, am luat frumușel pe capitole, cu noi ce-am mai avut, ce-am mai dat, n-ați aprobat, eram chiar la început din mandat cu toți, când am dat bani și pentru jucării, și pentru geamuri, și pentru centrale, și pentru tot ce a fost nevoit, xerox, copiatoare, cum să nu-i dăm, sunt copiii noștri. Nu o să aducă profesorul de acasă sau învățătorul. Dar dacă nu funcționează cum trebuie și găsim piedici, putem chema din nou în fața Consiliului Local, prin contabil, că ce este. Noi trebuie să ne atingem și scopul și să ajungă unde s-o... Până la urmă, ideea este că ei ar trebui să vină să ceară. Sigur că da. Păi ei vin și cer, dar nu... Pentru că noi avem acum niște investiții la sfârșit de an și acum știți și dumneavoastră. Sunt 10 miliarde care au fost cu stația de tratare. Sunt asfaltările care trebuie să fie achitate. Și mai sunt atâtea lucrări începute. Da, mai rupim de acolo, dar pentru moment, ca să rezolvăm problema exact cum au vrut ei în termenul ăsta, pe 29 să înceapă, era pur și simplu discuții. Ia de acolo și stau după aceea. Dar cu cine să vorbesc? Da. Da. Alte intervenții? Să pun la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? Potrivă, abține? Domnul primar, legat de ajutor ceva, vă rog să dispuneți apelare la ajutoare. Dacă aveți nevoie cu organizare, pe eveniment, vă rog frumos. O discutăm netelevizat. Vă rog frumos. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului dedicat Centenarului Marii Uniri în data de 8-11-2018 a programului privind organizarea manifestărilor și a programului de desfășurare. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Da, este vorba despre același proiect. Avem aici programul, dacă unii dintre astea poate nu au apucat să-l citească, dau citire expunerii de motive. Subsemnatul Sava Constantin, văzând raportul doamnei Rău Niculina, înregistrat la numărul 9485 din Roșu Niculina, din 12 octombrie 2018 și în vederea unei bune organizări a evenimentului Trăiască România Mare, în data de 8 noiembrie 2018, marcând astfel centenarul Marii Uniri și centenarul Primului Război Mondial, vă propun spre aprobare programul privind organizarea manifestărilor legate de evenimentul Trăiască România Mare, precum și programul de desfășurare al acestei activități, cuprinzând ceremonial militar, ceremonial religios,
resfințirea monumentului închinat eroilor neamului, rostire de alocuțiuni, depunere de coroane, gerbe și buchete de flori, defilare, gardă de onoare și muzică militară. Iar aici, în spate, este tot programul cum l-am primit de la garnizoana Bacău, pentru cei care nu l-au studiat și vor să-l mai vadă încă o dată, este atașat aici. Activitatea nu va dura decât o oră și 5 minute, totul în barema. Pomenirea, o discutăm în timp. Domnul Relu, că nu a zis că nu pasă dacă vin toți preoții. Am invitat pe toți, trebuie să vin toți. Da, supun la vot, dacă cine este pentru, împotriva, abținem. Ne rugăm să țină vremea să fie frumos, să putem avea o zi de toamnă așa frumoasă cum... După zi, ce încep? Noi avem timp, ei vin să țină Dumnezeu frumos. Da, proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de licitație publică organizată în vederea așteptării contractului de delegare, gestiunii serviciului de colectare și transportul deșeurilor municipale în municipiul Bacău și 22 de comune din limitrofe. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Dani. Hai să-ți dau numărul până la un doctor. Să ducă cineva, să ducă, da. Să duci. Du-te, Iuț. Politicat. Politicat. De... O mișcare ne-a plimbat. Da, domn Vici. Da. Vă ascultăm. Deci... Problema cu salubritate. Raport. În proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației necesare, demarării procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe. Este aici un dosarel destul de așa, deci noi trebuie să parcurgem legal toți pașii care trebuie să făcuți... Nu noi trebuie să parcurgem toți pașii, noi trebuie să ne dăm acord acum, da. În prima fază, da, ca cei de la dispunerea delegatului. Să poată începe, demara procedurile pentru întocmirea caietului de sarcini și pentru licitație. Da. Așa, da. Nu suntem primii. Nu suntem primii, nu suntem singuri. Nu singuri, da. Da. Răspunderea e mare pe delegatul care va Delegatul, domnule. Da, da, da. Colonel, dar stăm bine și ne gândim că toți vor curățenie, toți vor colectare selectivă și când noi n-am primit o bubelă din decembrie 2017. Așa că cu toate intervențiile și cu asta. Deci, da, dacă nu le dăm acordul, credeți că... Nu are nicio legătură una cu alta, da, știți cum e. Firma de ultima sută nu-și mai permite să facă investiții, nu știe dacă să trebuie investiții. Dacă va veni și aspecte. Iar acum, nu știu, ne-am învățat, așa au fost, e normal, cel care colectează să ne asigure condițiile întâi, bănuiesc că cei care vor câștiga licitația, cei de la ADIS vor fi destul de prevăzători să le impună în contractul și în caietul de sarcini recipienți pentru toate, dacă vrem să colectăm selectivă. Exact, pentru că acum, când am vrea noi să facem colectare selectivă, omul nostru tot mai pune ceva în... Eu am rămas foarte impresionat că am citit în ziar ieri că e un articol scris de Ilie Năstase. Bă, zic, ce-o căuta ăsta aici cu Ecosud? Ce-o căuta ieri? Ilie Năstase? Da. El reprezentant pe Ecosud și prezintă. Bine, că eu scris... Înseamnă de acționar. Nu, e ca imagine. Ca imagine o băgat. De ecologist. Bună, nu, la sută nu stric. Da. Trebuie să divorța de nevastă. Care? Care dintre ele, da. Să sperăm că vom avea un serviciu competent, civilizat. Să știți, sper total, așa, cu deșeurile cu astea,
un sau cât de mic este la noi în comun, da, să știți, da. Este, mai un sau, mai duce, colaborări mai sunt, dar să știți, un sau este. E muncă de prevenire. Da, da, da. Nu vor să înțeleagă, să duce cu sacul de bani până la sacul. Deci am tăiat pâlnea aia care nu încăpeau bidoane de 5 litri, ne-am dus și am tăiat la fiecare țar, să vină mai ușor. Da, să nu bage, nu. Hai, nu, acum mai mult, mai se pune la sacul. Da, o îmbunătățire, un sac este. Un capi sacul, domnule. Cine, cine vede sacul? Dacă spune că e cu noi menajer. Și aduc un noi menajer acolo. Da, da. Asta e problema cea mai. Confuzie, da. Nu. Problema ținei de educație. De educație. Da, exact. Aici mai e multe lucruri. Dar cu sprijinul dumneavoastră, cu sprijinul școlilor, corect, ușor, ușor, suntem spre drumul cel bun. Eu zic că vom reuși. Trebuie să și vrem, să vrem și noi. Noi ca nații trebuie să ne mai schimbăm. Tot așteptăm alții să ne facă ceva. Noi cu cine am schimbat? Dacă ne uitam așa în oglindă fiecare, să ne întrebăm de noi. Am mai îmbătrânit. Am îmbătrânit. Atât. Și că vrem o țară ca afară, dar noi cum suntem? Suntem ca afară? Ca nu. Ca nu? În afară. Vin până la graniță cu mașinile, civilizat, corul, da, frumos. Da, și aici se comportă ca nu. Cu de vama românească aruncă da. Pachetul de țigări. Da, da, da. Supun la vot, domnul delegat, răspundeți-ne la curent cu toate problemele care sunt acolo. Da. Așa, de fiecare dată. Și noi suntem de acord. Ați prezentat tot. Dar supun la vot. Pentru, potriva, abțineri. Unanimitate. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind constatarea utilității publice a obiectivului investiții alimentare cu energie electrică, hală de producție aparținând SECE Tehnostan Plus de Est Europe SRL, în comuna Hemeniu, județul Bacău. Da. Aici o să dau citiri raportului de specialitate. Sunt mulți termeni tehnici, nu toți dintre noi ne privesc. Deci această discuție am avut-o pe ordinea de zi când? Luna trecută. Luna trecută. Așa. Da. E vorba de un avantaj, într-un fel, adus comunii noastre, pentru a evita acele întrebări de curent. Această firmă, prin faptul că investește pentru dumnealor acolo își pun un transformator mai mare, la toată afacerea asta, comuna noastră rămâne cu un beneficiu, că de câte ori vor mai fi întreruperi de curent, va fi un bypass, se va trece de pe o linie pe alta. Și în situația asta noi nu vom mai avea niciodată probleme cu întreruperi. Adică, dar aici e problema terenului. Da, terenul este concesionat de noi către firma Tecnostan, iar așa cum am dat am dat pentru toate investițiile făcute, toate investițiile făcute de E.ON, trebuie să dăm și data asta când avem un control. Trebuie să facă la Ministerul Agriculturii, să obțină de acolo. Demersul ei, de fapt. Noi, de fapt, dăm acord, domnule. Exact. Dăm acord, da. Demersul ei. Demersul ei dumnealor, de fapt, toate costurile de sine. Adică dacă nu vom mai folosi, rămâne în administrarea publică. Parcul este cu exploatare de stadiu și servește comun. Da. De ce nu le-am dat acolo? De ce nu le-am dat acolo? Sunt investitorii noștri, trebuie să-i sprijinim și din contă trebuie să-i atragem, nu trebuie să-i... Da, se pun la vot. Cine este pentru? Împotriva, ține? Priunii este un lucru. Numărul 5 și mi-ar plinț o trecut din partea. Mulțumim frumos! Da, de asta voi să fac diverse are cine. Nu te pasă ce vă spun pământi, un alt e mare, nu. Ah, așa. Ia să ne o. Dai o consultare la ședința sunt cheie. Hai sunt probleme. Deci tu. Da.